Bine, Răzvanele, cum a fost Roșcovanu? Cum comunică cu publicul? Băi, părerile au fost împărțite, adică mulți au zis că, uite, Ristei a zis că, bă, n-aș putea două ore la unul cu o chitară și un loop machine, că asta avea la picioare, a arătat cum funcționează loop machine-ul, înregistra fiecare instrument în timp real. Avea arătat ca să nu credeți că e ceva... Ca să nu credem că este playback. Am înțeles. Asta lângă băiatul de la Sunet, care a mixat fiecare canal, fiecare canal vine stereo în scula pe care o avea el și el a mixat ca într-un concert real, nu a ridicat două fadere și le-a lăsat așa până la finalul show-ului. S-a muncit. Bineînțeles că s-a muncit, e un turneu care este sold out de 2 ani și jumătate. Eu mă îndoiesc că oamenii nu s-ar fi dus sau s-ar fi dus dacă nu erau încântați. Mie mi-a plăcut tare mult, nu simți când trece timpul, a cântat două ore și a comunicat foarte bine, foarte relaxat. E foarte... La concert, la ăștia de mergi tu, e ca la cârciumă, adică dacă zice un băiat că e bine, te duci și tu. Dacă vezi mașini parcate, înseamnă că e ceva fain. Cum e? Cum adică dacă nu era bun, nu era sold out? Poate, băi, sunt toți fraieri care se duc. Ce, te întrebi un prieten, bă, cum a fost la Ed Sheeran, că mi-aș lua bilet, dar nu mă duc așa, fără recomandare. Cum e asta? Nu mă pricep, te întreb. Eu știu, dacă te duci pe Valea... Nu te pricep eu una, dacă ești prost cu grămadă, mi se pare mult. Deci, ai zis că de 2 ani e sold out, deci sigur e bun. Cu zice nu. Toma, la stand-up bate lumina asta, nu? Și te văd că am prost. Băi, de-aia e că un show de genul ăsta, care are tot felul de licuri pe YouTube, pe rețele de socializare... Are licuri? Ca orice concert, că nu poți să-l oprești pe om să-l te bazezi pe licuri. Bine. Asta. Eu am decis. Tu pe vremuri, când mergeai și vedeai... Lumea. Katie Melua, ce ai văzut? Am fost. Singura dată, târât. Da. Practic. N-aveai vibe-ul ăsta. Am mai văzut concerte afară. Dar ce concerte ai văzut? Numeroase. Zim. Dar nu-mi place gălăgia pe scenă. Zim unul. Uite, Katie Melua. Păi, primul și ultimul. Așa. Și da, nu, am văzut, uite, de exemplu, am văzut Lenny Kravitz și aici și afară din țară. Ai văzut Lenny Kravitz? Da. Când ai venit și l-ai botogănit, ai zis că e vai de steaua lui? În România nu mi-a plăcut. Acolo eram... Bun, revenind. Deci vreau să ajung aici. Practic, voi ăștia, concertiștii, care veniți la concerte... Nu am... Am prieteni care merg la mai multe, nu prea am timp. Nu am zis că ești cu tine, de top. Cilișa. Ești medium. Voi vă bazați, practic, pe ce ne bazăm noi când oprim să mâncăm ciolan cu fasole pe Valea Oltului. Da. Dacă e multe tiruri oprite, înseamnă că e ieftin și bun. Dacă nu e niciun tir, degeaba e reclama bună. Nu intri. He? Ai făcut prost degeaba, recunoaște. Sclipitor, zi! Dani, ești sclipitor, zi! Te duci și la ce-ți place să asculti. M-am fost eu la Michael Bolton. Ai fost tu la Michael Bolton? Mamă, ce mi-a plăcut. Băi, ești nebun. Foarte mult mi-a plăcut. Unde ai fost la Michael Bolton? La Sala Palatului. Și acolo n-a fost multă lume? Dar n-a fost... Asta vreau să zic, că te duci și pentru nume. Poate e un... Da, nu știu, n-am... Da, voi vă dați seama că voi acum voi v-ați ridicat singur pe elevatorul cunoștințelor muzicale și pe mine m-ați coborât un pic în groapa cu noroi. Dar nu e cunoștințe muzicale, pe gen. Preferințe muzicale. Da, preferințe. Mă rog, cunoștințe muzicale, nu vorbeam de muzică pe noi. Adică voi doi v-ați autoridicat acum, ca orice român de altfel, ați fost și voi în trei locuri. Stai, bă, puțin! Deci ai văzut cum a intrat Pobrigi? Oh, ce tare! Și eu sunt ăla prost. Nu pot să apreciez o gloată de oameni ce au locuri proaste, se împing, sunt udați de berea omului din spate, respectiv văd telefonul omului din față tot concertul. Bă, nu te spăla, dă-și tu jos telefonul, că nu o văd pe doamna. Nu pot să fac din asta o religie. Iertați-mă, nu pot. Uite, spre exemplu, eu și poate și Răzvan, când mai merg la concerte de genul, poate mai fur niște idei. Poate mi se mai par niște lucruri interesante ce le face pe scenă și vreau și eu să fac asta. Sau poate mă inspir din anumite... Sau este nevoia de a aparține unui grup de nume. Uite, grupul extins al celor care ascultă pe Sheeran. Da, ok. A trebuit să explic și Aure ieri de ce mi-a plăcut. Înțelegi că a venit cu puțin mare așa și zicea, de ce ți-a plăcut la Ed Sheeran? Nu, Aura, nu da. Da, m-am înțeles.
Eu sunt tolerant, sunt tolerant. Bă, Dănuțe! Dar nu înțeleg de ce face din asta. Ești tolerant ca Donald Trump. Ești șeful toleranțelor. Nu aș vrea să o transform într-o religie. Păi am transformat într-o religie. Este o metodă de a face un soi de city break. E o ocazie foarte bună să te duci până acolo. Bă, ai mai fost la Milano? Nu. Hai să vedem, mergem să vedem YouTube. E chestie foarte interesantă de a petrece altfel timpul liber decât pârâind o motocicletă într-o pădure. Hai să nu facem nici din asta o religie. Pe modelul cei care nu pârâie o motocicletă sunt proști făcut grămadă. Poate că avem alte opțiuni. De exemplu, Lauda somnului, un volum de Lucian Blaga. Înțelegi? Poate unii preferă să doarmă, poate unii preferă să meargă la un concert altundeva decât în România. Suntem pentru toată lumea. Vă, Dănuțe! Doar am zis că nu am înțeleg această felie transformată în religie, ok? Ok? Suntem toți ok? Dar nu e o felie transformată în religie. Haideți să vă slim. Haideți să vă slim împreună. Să vă slim împreună că dacă vă slesc doar unii pe o parte, ne învârtim în cer cu barca, bine? Despre ce vorbim? Despre asta în barcă și a vă slim. Vrei să ne legăm la ochi, să mergem pe un râu așa? Nu, n-are nicio legătură. Și seriale, filmele astea, când vă slesc cu mulți oameni la barcă, dacă nu trag toți în același și în aceeași direcție, barca se învârte. Dar unde vrei să mergi, că nu înțeleg? Da, nici nu. Dădeam un exemplu. Nu mă mai puneți la perete, dădeam un exemplu. Păi, dar stai, mă, tu ai început. Tu n-ai început, da. Tu n-ai pus. Elena, te rog mult să urmărești. Dacă am un cuțit înfipt în spate, zim să merg mai pe lângă pereți, măcar să nu se vadă cuțitul. Mergem la Ramona. Bă, chiar acum primesc un telefon. S-a terminat stocul de mătrăgună în România. Nu se mai găsește mătrăgună. Două vrăjitoare de la Chitila au rămas fără materie primă. Hai să vedem cum stăm cu vremea, că simt că o să fiu ucis astăzi și n-aș vrea să fiu ucis pe ploaie. Nu te ucide nimeni, Dani, mie că te muși de limbă și mori otrăvit. Dar nu mai putem exprima părerea ei sau pune întrebări. Ba da, dar sincer, după cum se zice și pe posturile de radio, dacă ești vehement, nu înseamnă că ai dreptate. Dar nu am fost vehement, am vocea mai jos două tonuri decât voi. Concertiștii! Hai să... Dați-mi un șervețel să mă șterg măcar. Haideți să vedem cum stăm cu vremea, că o fi naibii astăzi vreun concert și plouă pe oameni. Măcar să știe. Uite, Brașov, stropi, București, stropi, Baia Mare, stropi. Pe mine, stropi. Doamne ajută să nu cânte nimeni live astăzi, e și miercuri. Cine o face concert miercuri? Ed Sheeran! N-a fost miercuri? Mamă. Ăștia care fac concerte și nunți miercurea, n-am încredere în ei. Păi da, bă, că mâine merge lumea la serviciu, are treabă, trebuie să se... Unde vărs eu a început de joi? Păi alții, păi... Să nu mă iau și de ei. Bă, dar voi chiar n-aveți treabă, vinerea v-ați dus de joi la nevărsi. Apropo de Cucu. Să vă explic ceva. Răzvan, colegul meu, era un tip foarte normal. Nu mai explică. Să știi că în gașca noastră de oameni ce mai merg pe la concerte, avem și foarte mulți doctori. Între ei, nu toți sunt ginecologi, ortopezi, cardiologi, chirurgi. Avem și pentru... Am exprimat o părere, n-am zis că aia 200.000 de oameni de pe stadion sunt nebuni. Au și scris. Vrea Dani să vorbim despre asta? Să știți că Răzvan e ca serverul de la mos.ro. El până acum câțiva ani era un tip ok, dar de când bubuie audiențele, a luat tot serverul razna. De-aia mare pe mine de backup, care sunt mult mai normal și rezist la mai mult. Sănătate! Vine de la Simona după o scurtă pauză. Bună dimineața, Simona! Neața, bună dimineața, sănătate! Tu care umbli prin atâtea locuri și vezi atâția medici când faci materialele, nu ți s-a mai zis, bă, ce ciudat e Răzvan ăla, dar ce normal este Dani? Ba da. Nu, de cele mai multe ori mă roagă să vă transmit complimente, că se uită, că sunteți complimente, abonamente, bravo! Nu e o problemă. Adică ce vi se pare anormal? Faptul că un prezentator de televiziune zice că nu poate să suporte cămașa, pe normal că nu poate, că el când vine dimineața să o îmbrace, o îmbracă invers. Nu e adevărat.
Colegul meu, Răzvan, este, cum să zic eu, ca un turist într-o țară arabă în aeroport care ar vrea să transporte cu el o armă letală. Lui e frică să meargă la doctor pentru că îl reține acolo. Adică, uite eu, am și eu problemele mele. Eu sunt ca pe aeroportul din Iordania cu o brichetă. Ba, aia, mi-o găsesc, mi-o confiscă. Dar ăsta are dinamită la el. Așa periculos? Da, crede-mă, Simona, nu-l cunoști, ți se pare că-l cunoști pe Dani. Crede-mă. Ieri povestea pe hol, când eram cu motorul la Waterloo... nu e asta inventată de... Luăm și mi-am pus trigonul ăla pe cap, uite, așa ținea mâna când povestea. Nu, dar este un tip ok, e un tip ok. Când o să fiu... Ca și mine, care m-am uitat la el și i-am spus, și tu, Brutus? Când o să fiu ales dictatorul României prin vot... Prin vot direct. Și democratic. Vrei să blocăm și serverul ăla de vot din străinătate? În primul rând o să interzic concertele care țin după 10 seara, cu tot cu mersul până acasă, în timpul săptămânii. Pentru că oamenii trebuie a doua zi să nu aibă cearcăne la ochi, să nu vină cu halenă, de la atâta bere sau ce... De la atâta balenă. Ce beți voi pe acolo, pe la concerte? Și mai ales să nu vină obosiți. Noi trebuie să ducem pibuțării. Bă, nu bei bere, nu bei lichid de la concert. Păi nu, dacă ești fată, eu zic să nu bei, pentru că cele mai mari cost sunt la toaleta pentru fete, știi foarte bine. Eu știu foarte bine. Și dacă ai jos în Golden, până ajungi unde trebuie să expulzezi, crede-mă, îți ia altul locul și atunci nu, te deshidratezi un pic, dar nu, stai acolo, bei înainte. Decât să te deshidratezi, nu mai bine stai acasă, e concertele 4K pe internet. Bă, cine la ascultă? Are impresia că e născut undeva lângă Nuremberg. Da, nu, zic așa, eu și doar zic. Și a citit tot ce a scris Rosenberg. Merge, cu aici mi-e greu să intru în detalii, că ar trebui, ne despart munți de lectură. Mi se pare că acest artizan al politicii de Arbacht, de muncă, am impresia că e născut acolo, în zona unde munga te eliberează. Ai vrut să zici Arbeit? Pe munții de-asta, de când vin. Nu sunt aici. Eu eram cu girafa. Vă jur, eu am venit cu girafa la păscut. Nici nu știu ce caut aici. Îmi pare rău. Simona, țineți vorba? Ne întoarcem după o scurtă pauză. Am să-ți fac o invitație la un concert. Nu, mie nu-mi place să mă înghesui, știi? Și ăștia nu mă înțeleg. Eu vreau, nu-mi place să mă... La Michael Bolton și eu și la Kenny G. Iată, am fost la Michael Bolton. Nu te omorâți singur, Răzvane, că suntem atâția care ne iei plăcerea de la mână. Pauză.